Alexandra. Sindicatul polițiștilor europeni împreună cu cel al polițiștilor din penitenciare vor protesta astăzi în fața Ministerului Muncii. Agenții cer aplicarea integrală a legii privind salarizarea. Citez, polițiștii sunt din nou sacrificați, întrucât guvernul României, indiferent de componența coaliției, alege și de această dată să ne onoreze cu promisiuni deșarte, așa cum a făcut-o din luna decembrie anului 2020, spun reprezentanții polițiștilor. Aceștia cer acordarea integrală a diferențelor salariale restante, majorarea salariilor de asemenea de funcție cu 15%, actualizarea normelor legale de hrană și echipare, indexarea pensiilor militare corelat cu inflația reală.